Supraveghere video, monitorizare, alarmare la infracție, intervenție rapidă. Civitasgroup.ro. Găsit la emisiunea Rezist, în care discutăm la fiecare săptămână cu invitatul nostru permanent, domnul Dan Chirciu, despre cele mai importante evenimente ale săptămânii. La emisiunea precedentă ne exprimăm dorința ca această emisiune să avem posibilitatea să discutăm și despre lucruri care se întâmplă în Craiova. Uite că avem această șansă și abordăm subiecte după o conferință de presă a actorului primar Mihai Genoiu, în care a încercat să explice ce se întâmplă cu stadionul de fotbal, cu întârzierea de acolo, cu strada Teldrum, cu strada râului lucrată de Teldrum, care începe să se degradeze, dar vom aborda și subiecte la nivel național, pentru că se întâmplă ceva. A fost reactivată din nou obsesia aceasta pentru Soros, care ar vrea să distrugă România. Domnule Chirciu, începem cu stadionul din Craiova, despre care noi știam că va fi inaugurat în luna martie și eventual vom juca cu Real Madrid. În fața evidențelor, primarul de atunci, Olguța Vasilescu, tot prelungea spunând, sau dând vina ba pe muncitor, ba pe căldură, ba pe diferite alte, nu știu, obstacole care au apărut. Astăzi, primarul Genoiu a avut o conferință de presă în care s-a delimitat oarecum de ceea ce a spus primarul, spunând că între momentul finalizării și momentul în care se va juca efectiv pe stadion e cale lungă între cele două evenimente și că e posibil să nu se întâmple nimic anul ăsta, să nu jucăm pe el. De ce credeți că apare această distanțare? A și spus pentru prima dată, vreau să explic, să se înțeleagă că un lucru este să-l recepționezi, un lucru este să-l pui în funcțiune. De ce credeți că s-a întâmplat lucrul ăsta? Începe primarul să-și intre în funcție și să înceapă să rupă ușor-ușor ațele acelea despre care lumea îi le atribuia ca fiind al unei păpuși? Da, e greu de ghicit ce se ascunde în spatele acestei delimitări sau mai degrabă a unei coborâri cu picioarele pe pământ. Vedeți, ori de câte ori se pune în discuție data inaugurării stadionului, evident, cei care suntem sceptici, câteodată suntem catalogați drept cârcotași. Adică, uite, domne, încercăm, cârcotim să ne opunem unei mărețe realizări. Dar reacția asta, până la urmă, este o reacție normală la atitudinea fostei doamne primar și, în general, a administrației PSD, care neprovocat de nimeni are această manie să anunțe periodic, în ciuda tuturor realităților, o inaugurare timpurie. Adică nu știu de ce sunt acuzați cei care suntem sceptici, dar în același timp suntem realiști. În schimb, cei care până la urmă provoacă astfel de reacții sunt tot timpul scuzați. Acum înțeleg că noul primar ne spune ca să înțelegem mai bine. Adică, vezi, doamne, tot noi suntem cei care n-am înțeles de fapt că... Da, el a dorit să clarifice lucrurile. Exact, dar ce să clarifici în clipa în care fosta doamnă primar spunea cu subiect și predicat. Se inaugurează în septembrie, în octombrie, în martie și așa mai departe. Deci aici poți să spui că ai avut dificultăți de înțelegere. Propoziția era foarte, foarte clară. Dar totul până la urmă face parte din acest spectacol de sunet și lumină
în care în perioade electorale, în preajma perioadelor electorale, evident, subiectul în sine trebuie cumva tulburat. Eu cred că până la urmă, dacă conducătorii noștri ar da dovadă de modestie, de realism, cum înțeleg că acum domnul primar, noul primar, încearcă să facă, nici noi ceilalți cetățenii care suntem interesați de ce se întâmplă în oraș, n-am căutat neapărat să-i criticăm. Dar vedeți, ei provoacă anunțând aceste termene total irealiste. Nici nu trebuie să fii mare cunoscător, mare constructor, ci e suficient să circuli în preajma stadionului și să-ți dai seama că încă momentul finalizării este îndepărtat. Vom vedea. Sigur, există tot timpul atitudinea bine că se face, a optimistului care vede paharul pe jumătate plin. Corect, așa. Dar stadioane, încă o dată, nu s-au făcut doar în Craiova. Stadioane se fac pe tot mapamondul. S-au făcut în România o groază de stadioane. De ce avem nevoie de circoteca asta în care ni se dau tot timpul niște termene care după aceea nu se respectă? E greu de înțeles. Cred că ar fi a cincea sau a șasea amânare. Da, față de termenul asumat din contract. Da, nici da, nu mai știm la cât amânare este. Deci, vă repet, fenomenul este că în clipa când, normal, ești nemulțumit de acest dus cu zăhărelul, totul ești acuzat. Lasă, domne, că o să se facă. Nu era mai cu minte să avem parte de comunicate de presă. Uite, se întâmpină dificultăți. Termenul va fi decalat. Urmează să... Așa, aceste termene care mie mi-a venit să râd. Încă la anunțarea acestui ultim termen, deja de mult depășit, cu martie parcă era ultimul sau... La vizita domnului Dragnea. Domnului Dragnea, da. Era... Când se glumea, mai știți, pe tema stadionului, că se va numi stadionul Liviu Dragnea. Exact, exact. O monstruozitate de idee. Toate acele glumițe, care într-adevăr ni se dădea foarte apropiat termenul, pentru că urma și campania electorală, pentru cine era dispus să se uite în jur, își dădea seama că iar este o minciună gogonată. Primarul a spus astăzi că a intrat în interiorul stadionului. Pentru că el așa, de afară, ați văzut, mai ales că s-a început lucrarea pe partea din exterior, exact, să dea bine. Zona dinspre bulevard. În spate nu i-a acoperit tot, dar dincolo de înveliș, înăuntru, a spus că sunt lucrurile mai complicate și că se lucrează la finisaje, dar finisajele acestea durează. Și spuneați dumneavoastră mai devreme că oamenii, sau că nu e bine să li se spună, să li se promită mult oamenilor și că actualul primar încearcă oarecum să repună lucrurile pe un făgaș normal. Dar credeți că oamenilor le place să li se spună adevărul? Da, aveți dreptate. Câteodată circulă și această expresie că... Că nu se vede la vot, domnul Chirciu. Da, minte-mă frumos. Da, sunt mulți dintre noi, se pare că sunt chiar majoritari, cărora le place, într-adevăr, să li se dea termene optimiste, să fie, într-adevăr, mințiți, dar să le placă minciuna. Ei, și atunci, da... Într-adevăr, publicul primește ceea ce își dorește. Și aici speculează PSD-ul, într-adevăr, a speculat foarte bine această slăbiciune și o folosește în favoarea lui, se pare, cu foarte mare succes. Dar este așa un bun psiholog, un fin psiholog și cunoscător al mentalității colective românești, PSD-ul? Mi-e teamă că da. Și acum n-aș spune neapărat să mergem pe... Și extrapolăm numai legat de stadion, în general vorbim. Sigur, n-are rost neapărat să mergem pe filiera, eu știu, trecutului, din ce se trage PSD-ul, are, să zic așa, rădăcini în vechiul Partid Comunist, care la rândul lui influențele... Da, fiecare partid are mai mult sau mai puțin. Așa este, însă, vedeți, există acest filon care își are rădăcinile, într-adevăr, din păcate, în perioada de răsărit a comunismului, în care cei care au inventat această nouă formă de societate au descoperit, au avut geniu în ghilimele să descopere că propaganda este până la urmă una dintre cele mai eficiente arme în a ține poporul sub control.
Ei, și de la acel moment, formele de propagandă s-au rafinat. În opinia mea, s-ar putea, cred că scrie cursuri științifice, adică au fost poate chiar savanți care au lucrat la aceste metode de manipulare în masă. Astăzi, într-adevăr, nu sunt neapărat apanajul doar PSD-ului sau doar al țărilor est-europene care au în spate un trecut comunism. Se pare, din nefericire, că multe principii descoperite de bolșevism penetrează acum și societățile vestice avansate. Vedem ce se întâmplă cu abundența de știri false. Anticipez un pic subiectul Soros pe care îl vom aborda ceva mai târziu și care pare cumva chiar că depășește granițele României, adică îl regăsim. Putem să ne referim la el chiar acum, pentru că vorbeam de cunoașterea mentalului colectiv. Și în alte țări, dacă e într-adevăr să-l dezvoltăm, să nu uităm că a reapărut pe tapet, lansată de Dragnea, această gogoriță cu Soros acum câteva zile, dar nu întâmplător, ci în urma unei vizite făcute de un consultant american. Bine, că fost american, consultant. Exact, a fost al lui Donald Trump. Exact, dar încă o dată asta nu înseamnă că și în America nu pot exista minți dintre astea malefice. Principiul pe care l-a declarat respectivul consultant, îmi scapă numele, este că mai rău decât a se vorbi rău de tine este să nu se vorbească deloc. Da? Adică aplică principiul până la urmă, dacă ești în atenția opiniei publice, chiar cu lucruri negative, vei avea mai multă notorietate decât dacă ai sta în banca ta și nu s-ar vorbi. Ori PSD-ul preia clar astfel de metode prin consultanți, prin alte căi și le aplică foarte bine. Deci, pe de o parte reușesc, nu sperie populația, pe de altă parte aplică această strategie a minciunilor repetate până devin adevăr. Adică în ce ne înconjoară în clipa de față, un analist ar descoperi, ar decela foarte ușor principiile manipulărilor, principiile din manualele de manipulare. Reintroducerea spaimei Soros vine după ce jurnaliștii de la Rise Project, sau după o serie de articole ale lor în care au dezvăluit relațiile din Brazilia ale lui Liviu Dragnea, posibile spălări de bani și multe alte lucruri. Și tot în ultimul articol al lor, care a precedat reintroducerea conceptului de către Dragnea a lui Soros, se vorbea, și aici poate a apărut spaima lui Liviu Dragnea, despre o anchetă a procuraturii din Brazilia, care exact pe acest lucru se apleca, pe posibile spălare de bani. Adică deja problema nu mai rămânea între granițele României, ajungea și în America de Sud. Și nu știu cum sunt procurorii de acolo, îi știm pe ei noștri, poate aceia sunt mai duri sau poate chiar fac o anchetă pe bune. Cât credeți, sau credeți că mai ține asta la popor să-l ameninți cu Soros? Este a doua oară, după ce tu ca guvern, în 6 luni de guvernare, ai fost praf din toate punctele de vedere, cu schimba de prim-ministru, cu un alt guvern, mai nou cu programul de guvernare aprobat pe 2000 de lei salariu minim de la anul, și vine Liviu Dragnea senin și spune că nu e 2000, e 1550, deci nu mai înțelege absolut nimic. Credeți că mai ține povestea asta cu Soros? Da. Totuși. Adică ține. Domnul Chirciu, să mai întreb. Da. Noi doi, cum discutăm noi doi aici, discută poate oamenii acasă, pe la alte televiziuni, ne răcim gura de pomană, arătând lucrurile? Adică mie acest teamă mental colectiv că, este da, atât de dirigit? Mi-e teamă că da. Și spun asta pentru că până la urmă, să știți, nu ar trebui
ce spunem acum să fie un reproș adresat exclusiv societății din România la momentul 2017. Regulile astea despre care vorbeam, din nefericire, se pare că au aplicabilitate universală în timp și spațiu. Să nu uităm până la urmă că poate cel mai apropiat eveniment tragic la scară mondială de generația noastră este ultimul război mondial și nazismul în general. Ori este un fapt cunoscut că nazismul a apărut, fascismul a apărut în momentul în care criza economică cuprinsese Germania, deci sărăcia era oarecum generalizată și a existat un individ și un partid pe care l-a fondat, care a reușit foarte ușor să speculeze aceste nemulțumiri la scara Germaniei și să le direcționeze către un dușman. Da? Un dușman ipotetic. La acel moment era vorba de evrei. Da? Încât, manipulând aceste angoase, aceste temeri ale populației, s-a reușit să li se direcționeze nemulțumirile către o anume țintă. Deci se pare că genul ăsta de manipulare s-a întâmplat de multe ori în istorie. E în firea individului, a fiecăruia dintre noi, ca anumite neîmpliniri, anumite nemulțumiri, nu să le caute explicații în jurul lui, ci va înghiți cu mare plăcere explicația că vinovat de starea de fapt este, nu știu, fie un alt popor, fie o altă etnie sau, în cazul ăsta, chiar un personaj malefic, cum e Soros. Sunt oameni și o văd pe Facebook. Da? Deci sunt foarte mulți care, într-adevăr, nu doar că acceptă explicația lui Dragnea, o dezvoltă, o duc mai departe. Ori eu am spus întotdeauna că pentru o persoană, să zicem, dispusă să facă o analiză minimală, ar vedea că e greu de crezut că o persoană precum Soros, care are o vârstă, dacă nu mă înșel, peste 80 de ani. Deci o persoană care, să zicem așa, nu mai are foarte multe socoteli cu viața asta, să-l închipui că altă grijă n-are decât să se lupte cu domnul Dragnea de la Tellerman, nu ține. Deci de asta spun, la o minimă analiză, lucru se vede că este cu totul și cu totul de necrezut. Dar rezultatul e altul. Nu ce credem noi, ci ceea ce vedem. Și Dragnea, cu certitudine, nu doar că i-a spus un consultant sau mai mulți, îi aruncă genul ăsta de teme, ci bănuiesc că în spate au inclusiv studii sociologice care le confirmă că trebuie să bată șaua să găsească o țintă. Exact, probabil după ce va muri fizic George Soros. Ăsta, exact, și în felul ăsta au deturnat scopul lui Dragnea, cum bine spuneați, a fost cumva să distragă atenția opiniei publice de la vâlvătaia generată într-adevăr de ancheta Rise Project. Și dovadă că nu se discută din ce în ce mai puțin despre ce a făcut dânsul în Brazilia și discutăm, indiferent că suntem de acord sau nu suntem de acord, despre Soros. Nu, Chircio, dar totuși, de la apariția naziștilor până acum, sunt 70 de ani, 80 de ani, domnul Chirciu. Trăim alte vremuri în care oamenii au acces la Facebook și știm că psihologic unii se uită doar pe pagini care să le satisfacă umorile. Dar totuși te mai lovește o informație din exterior, ceea ce nu se întâmplă în 36, 37 și după aceea. Da, aveți dreptate, dar hai să venim mai adică aproape. Nu, ne aducem aminte de ultimele clipe ale lui Ceaușescu, nu? Care și el cumva găsise ca dușman nu, țările din jur care ne vor rău, serviciile străine care
Da, deci vedeți, în astfel o de... O poezie de asta, scuze că vă... Da. O poezie de asta, cum ca cea pe care o spune Dragnea, ar prinde într-o țară civilizată din vestul Europei? Da, da, să știți că prinde și acolo. Acum, într-adevăr, e clar gradul de noi avem, aderență avem Ungaria. Ar fi diferit. Ungaria, dar, lângă noi, Ungaria unde sunt și panouri împotriva lui Soros. Este un bun exemplu în care se încearcă, într-adevăr, un același lucru. Pe termen scurt, cred că pe termen scurt se obțin rezultate. Poate asta este, de altfel, dezavantajul acestei tactici a minciunilor. Merge, o vreme merge, deci o duci, da, luni, ani de zile. Dar, vedeți, până la urmă, și asta este partea bună, vine un moment al adevărului, un moment al realității, în care minciuna nu va mai... Da, domnul Chirciu, dar să vă spun următorul lucru. Legat, că am plecat de la stadion. Da. El se va face la un moment dat, da? Și oamenii vor uita absolut, parcursul, sigur. Și vor spune... S-a făcut, da? Și este. E, și atunci apar două lucruri de pus în balanță. Dom'le, modul în care a procedat o administrație legat de acest obiectiv și ideea pe care a avut-o de a-l pune în practică. Și la următorul ciclu electoral, de exemplu, ce credeți că va prima? Faptul că s-a mințit constant legat de lucrul ăsta sau pragmatismul de a avea totuși un stadion? Sigur. Dom'le, va fi apreciată ideea, probabil. Așa este și vă mai spun ceva. Ori de câte ori vor exista poate voci care vor reproșa. Da, dar ok, e gata, dar uitați cât a durat, cât s-a întins față de cât ar fi trebuit să dureze. Că până la urmă nu ești absurd. Absolut. Și atunci, iar cu certitudine pot să afirm asta și e deja verificat, să știți că și atunci cei în cauză vor avea acest debușeu al creierii unui dușman. Da? Și vor spune opoziția sau nu s-au dat bani la timp de către guvernul Cioloș. Pe măsură ce timpul trece, memoria publică este, să zic așa, deformată, suferă anumite uitări, anumite deformări ale... E ca într-o relație în care unul iartă pe celălalt. Exact. Da. Și ba mai mult, e foarte probabil să se invoce opoziția. Dom'le, n-a votat, nu știu... Cine mai știe ce s-a întâmplat, sau, exact. Nu? Și atunci vom constata că ei își vor lua, vor culege laurii, iar vinovați vor fi toți cei care eventual au încercat la momentul respectiv să tragă un semnal de alarmă să arate că lucrurile nu sunt în regulă. Dar nu le... Se pare că la noi nu există teama de ridicol. Se merge cu tupeu înainte și încă se pare că această tactică le e folositoare. Ok. Un alt subiect, mai important decât stadionul, este sistemul de termoficare din Craiova. Primăria încearcă pentru a doua oară să convingă complexul energetic Oltenia, cel care ne furnizează agentul termic primar, să înființeze sau să participe cu acțiuni, practic să înglobeze termoficarea Craiovei. Primăria are pregătită o firmă care stă deocamdată pe tușă, da? Fără niciun fel de bun, fără angajați. Cea existentă, prin care se dau căldura și apa caldă, are multiple datorii și este în procedură de faliment și are 3 ani la dispoziție să-și regleze conturile. Aia înseamnă ca lichidatorul judiciar să recupereze banii de la craioveni și nu o vrea face, că nu prea are de unde, iar în paralel să-și plătească și facturile curente. Văzând sau simțind că nu prea merge această procedură, primăria încearcă din nou varianta ia-o tu CEO pe termoficarea asta, ia cu CET de la CET2 Șalnița, și fă ceva cu ea. Prea-ne tu. Fă-ne tu bine. Și a anunțat că după această preluare s-a schimbat și sistemul de distribuție, celebra promisiune, de pe verticală pe orizontală. Aia înseamnă foarte important contor la ușă. Cine nu plătește e debranșat individual. Credeți în varianta asta sau ce
bănuiți dumneavoastră că se află în spatele acestei a doua propuneri, prima refuzată fiind DCO la vremea respectivă, ce are și o, să zicem, o problemă, acționarii este fondul proprietatea, care funcționează strict pe reguli economice și vede profitul, vede posibile amenințări la indicatorii financiari. De ce acum din nou? Și dacă s-au schimbat datele și ar putea ce o să se aprobe? Mai ales că dumneavoastră ați fost un critic fervent al sistemului ăstuia și... Vedeți, acum se încearcă la București, de fapt e mai mult decât încercare, pentru că s-a și pus în practică, sau parțial, s-a formalizat mai degrabă, că de aici încolo vor începe cu adevărat problemele, preluarea de către primărie, de către Consiliul Local, a echivalentului CET-ului la nivel de București. Deci acolo se încearcă mai degrabă oarecum ceva invers, în sensul că să preia și producătorul de energie la nivelul primăriei. O astfel de măsură aparent poate prezenta avantaj. În sensul că, vezi, doamne, primăria ar avea control direct asupra prețului de producție. Și mai spune că pot atrage fonduri europene. Că ar putea atrage și fonduri europene pentru retehnologizare. Este adevărat, să zicem, în bună parte. Dezavantajul major și care, în opinia mea, va face ca această decizie mai devreme sau mai târziu să se dovedească ineficientă, este că e absurd să cer primăriei să devină specializată în producția de energie. Da? Deci este greu de crezut că primăria, deci administrație publică, va reuși să aibă un management mai bun decât l-au avut energeticienii care au condus acest... Primăria va fi doar cu numele, domnul Chirciu, acolo. Păi, încă o dată, dacă am înțeles ce se face la București, pur și simplu, CET-ul respectiv devine proprietatea primăriei. Deci nu este doar aici, aici numele. E invers, nu. Aici, la Craiova, într-adevăr, din ce spuneți, s-ar dori oarecum... a se face ceva diferit, da, radical CEO, de București. CEO să dețină termoficarea, de fapt. Termoficarea. Deci, încă o dată, la București ce s-a întâmplat a fost posibil pentru că acordul primăriei a fost suficient. Deci, prin voința primăriei invers, au putut... La București, exact. Aici, însă, trebuie să convingi, da, complexul energetic să preia oarecum o afacere falimentară. Da. Să-și asume cele 80 de milioane de euro datorii. Exact, exact. Și încă o dată, de aici înainte, că până la urmă problema datoriilor, ne place sau nu ne place, va veni un moment al falimentului în care ele prin lege vor fi șterse. Însă problema la Craiova nu sunt neapărat datoriile, ci faptul că nu s-a făcut nimic în a pune bazele unei afaceri care, dacă nu este profitabilă, măcar să nu meargă pe pierderi. Și aici, într-adevăr, ajungem la ceea ce eu am spus-o ori de câte ori am avut ocazia, inclusiv din postura de consilier, că se tot ocolește problema și se pune întotdeauna carul înaintea boilor. Într-adevăr, cuiului pepelea în distribuția de căldură în Craiova este lipsa acestei contorizări individuale. Deci, atâta vreme cât tu, furnizor de servicii, nu vei avea aceleași instrumente la dispoziție pe care le are furnizorul de gaz, furnizorul de energie electrică sau de cablu TV, nu ai cum să construiești o afacere, încă o dată, profitabilă. Da? Pentru că se vor șterge datoriile și dacă plecăm în continuare cu același sistem, indiferent că termo e al primăriei, cum e acum, sau e al complexului energetic, oamenii nu vor plăti, ba din contră, și cei care au plătit vor fi descurajați să o facă, văzând că cei care ani de zile n-au plătit, până la urmă n-au pățit nimic. Da, practic s-ar schimba, da, decât om, exact, cel căruia îi plătești. Tocmai. Ori, vedeți,
din păcate, mulți dintre locuitorii Craiovei au realizat că în această poveste este implicat foarte mult câștigul electoral. Și atunci oamenii își dau seama că, din motive politice, cei care conduc soarta orașului se vor feri ca de dracu să ia niște măsuri cu adevărat necesare, dar care, evident, că ar risca să ne mulțumească foarte mulți. Nemulțumirea, păi, într-adevăr, e legată de faptul că s-ar ajunge să plătească pentru ceea ce consumă. Deci, repet, mie mi s-ar părea normal în momentul de față ca eforturile primăriei să fie concentrate exclusiv pe soluția contorizării individuale. Fără această soluție, fără posibilitatea încheierii de contracte direct între client, între locatar și, că se numește termo, SRL, că se numește CET, termo, contează mai puțin, contract individual cu, într-adevăr, posibilitatea debranșării celor care nu plătesc. Altfel, nu vom face decât să dăm un nou moment zero, da? Dar moment zero care n-ar avea o viață foarte, foarte la lungă. Cum prezintă primăria problema? Către lucrul ăsta se pare că se îndreaptă. Adică transferul la CEO a acestei termoficări ar fi metoda prin care CEO, cu banii pe care îi are, dispune de alte fonduri, plus posibilitatea atragerii unor fonduri europene, când s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că nu știu dacă există vreo axă care să dea bani acum și acum e cam târziu să ne apucăm noi de lucru. Ar duce la sistemul ăsta pe orizontală. CEO, să nu uităm, are propriile lui probleme de natură financiară. Deci absolut. CEO merge pe pierderi enorme. Ori să-și mai lege încă o piatră de gât, nu văd de ce. Dar pentru Craiova credeți că ar fi bine să treacă, să fie acționar principal? Nu, pentru Craiova ceea ce cu adevărat ar trebui făcut ar fi, într-adevăr, găsit sistemul prin care furnizorii de energie termică să poată să-și recupereze bani. Implică costuri uriașe. Cam 100 de milioane de euro. S-a făcut un studiu la un moment dat. La vremea respectivă, acum cred că e mult mai mult, vă dați seama, că au crescut toate. Cum să zic, vedeți, eu am spus-o întotdeauna că îmi dădeau directorii de la Termo, îmi dădeau și mie această explicație. Și le-am zis, măi oameni buni, montarea unei centrale de apartament înseamnă acum pentru o familie o cheltuială, cred că, de undeva spre 4.000 de lei. Da? Deci, grosul mod, o centrală cu instalare, cu totul, cam asta este suma. Se dovedește că foarte multe familii din Craiova, cei buni planici și care cred că sunt majoritari, au apelat la această soluție. Adică ca să scape de nebunia de a plăti și a nu avea căldură, aș gestiona căldura în casă, nu? Au apelat la aceste centrale termice. Și eu am zis, bun, în contrapartidă, voi, CET, ați făcut o propunere către locatari în care să le explicați, uite, la 40 de milioane sau poate mai puțin de 40 de milioane, nu? Trebuie făcute niște costuri, la urma urmelor, debranșare sau distribuția pe orizontală pentru un apartament, ar fi vorba de niște țevi. Da? Și să propui familiilor, în loc de centrală termică, care, încă o dată, centrala termică are și ea dezavantajele mari legate de poluare până la costul gazului. Românii mai greu, da, cu poluarea, nu prea interesează. Exact, dar sunt costurile legate de gaze. Ori, în mod normal, un sistem de distribuție centralizată eficient, da, și fără pierderi majore, produce costuri mai reduse decât încălzirea individuală. Deci poți să explici încă o dată unui locatar din Craiova că dacă trece la distribuția pe orizontală și plătește, deci suportă din această cheltuială, încă o dată, echivalentul unei centrale, montării unei centrale pe gaz, oferindu-i în schimb garanția că va plăti mai puțin decât plătește cel care are centrala pe gaz. Ori, într-o astfel de situație,
cred că foarte mulți craioveni ar fi dispuși, adică atâta vreme cât au fost dispuși să dea banii pe o centrală pe gaz, de ce n-ar fi să facă și această modificare și eficientizare? Producția de energie, odată ce ai făcut această distribuție, chiar nu mai mi se pare neapărat o problemă. Gândiți-vă că în clipa de față, în Craiova, există aceste centrale termice, nu? Care au multe dotări care le-ar putea permite să devină centrale autonome, da? În care nu putem să ne gândim inclusiv la o administrare privată. Deci să se încerce atragerea unui investitor din domeniul privat și care, încă o dată, la fel ca și dincolo. Deci distribuția de căldură este peste tot în lumea asta, în lumea civilizată, o afacere profitabilă. Deci cei care asigură încălzirea prin centrale de cartier în Franța sau în Germania o fac pentru profit, deci nu fac pentru pierdere. Deci ideea este că dacă într-adevăr se găsește sau se caută cu adevărat soluții și avem nevoie de soluții curajoase, într-un interval rezonabil de câțiva ani, problema poate fi într-adevăr rezolvată civilizat. Altfel, vom discuta și peste un an și peste alți cinci de eterna problemă și câți bani ar trebui ca să se rezolve. Da? E un lucru cunoscut, un lucru de care nu te apuci niciodată, va dura. Da, și pe măsură ce trece timpul, actualele conducte, actualele sisteme de distribuție cad. Se învechesc și mai mult decât sunt, iar ei nu au bani să le repare. Și nu vor avea, încă o dată, indiferent de cine va fi proprietarul. Nu? Deci, indiferent de cine va fi proprietarul, o afacere în care nu se plătește masiv ce se consumă, n-are cum să reziste. Sigur, vor continua, da, și asta nu se mai știe orizontul de timp în care să continue cu subvenții de la stat. Uniunea Europeană e cu ochii pe noi. A existat, mi-aduc aminte, un termen prin 2012, un termen limită în care puteau fi acceptate subvenții pentru căldură. Am obținut o dispensă și încă din motive politice nu mai tragem ceva de timp. Da? Va veni și ziua în care lucrurile astea nu vor mai fi posibile. Mai avem o problemă mare la Craiova și cred că în toată țara, numai la Craiova, chestia asta. Bani mulți pe care primăria îi plătește unor firme sau unor foști angajați sau angajați deveniți foști și reintegrați din cauza primarului care îi dă afară, din cauza unui director care ia o decizie proastă. În Gazeta Resud a apărut astăzi un articol în care, plecat tocmai de la informații puse la dispoziție de primăria Craiova în proiectele ei pe care le adoptă Consiliul Local, o firmă a primit 400.000 de lei pentru că primarul de atunci, vrem, nu vrem, ajungem tot la Orgăța Vasilescu, a dispus demolarea unui chioșc pe care primăria îl considera pe domeniul public. Omul ăsta s-a dus la instanță, a demonstrat că terenul era al lui, iar legea spune că nu poți să demolezi chioșcul prin dispoziție decât dacă e pe domeniul public. Dacă e pe terenul lui, chiar dacă nu are autorizație, trebuie să mergi la instanță. O procedură în plus, dar era grabă atunci, că era chioșcariada, și trebuiau să fie demolate. L-au demolat 400.000 de lei. În banii ăștia intră și executarea, pentru că orice sentință judecătorească că se pune în executare. Deci avem acești bani. Mai sunt angajați de la Sport Club Municipal, foști angajați din primărie. Dom'le, dați afară, s-a dovedit pe nedrept, da? Cu comisie, disciplină, cu tot îmbălăul. Oamenii dau în judecată, stau acasă 2 ani și își primesc bani. Și mai și reintegrează în funcție. Plătește cineva banii ăștia? Nu. Plătim noi toți craioveni. Există sau... Cum ați vedea dumneavoastră responsabilizarea acestor oameni? Pentru că dacă îi pui să, sau le spui plătiți, o să-i invoce placa. Mai știți cu le e frică să semneze. Proiectele europene sunt blocate. România e blocată de teama DNA. Celebra placă falsă. Da. La nivel micro aici. Da, cum îi facem oamenii ăștia să nu mai ia decizia veră? La nivel micro, soluția e una singură. Primăria a pierdut, e normal să plătească ca instituție, dar are la fel obligația să se îndrepte în regres, da, către cel care a greșit pentru a-și recupera banii.
Eu un caz asemănător îl cunosc pentru că l-am trăit în postura de consilier. Era vorba de directoarea, dacă mă înșel, Direcției de Evidență a Populației. Da, este unul dintre cazuri. Unul din cazuri și care, în timpul mandatului meu, a recâștigat în instanță dreptul nu doar de a se întoarce pe funcție, ci și de a primi salariul înapoi. Și în ședința Consiliului Local am făcut această interpelare. S-a întâmplat, mi se pare normal ca cei care au greșit să plătească. Da? Pentru că, vedeți, dacă vor plăti, atunci, normal, nu se vor mai petrece nici abuzuri. Pentru că atâta vreme cât un funcționar sau un ales public știe că nu are niciun fel de a da seama pentru faptele lui, da, va continua pe aceeași linie. Chiar dacă e vorba de primar. Normal, dacă este vorba de primar, da, mi se pare normal ca instituția publică respectivă să se îndrepte către funcționarul care a greșit. Uitați-vă ce nebunie este întreținută, culmea, de genul de oameni care când greșesc nu plătesc, legat de responsabilitatea judecătorilor. Nu? Există acum un curent, da, care e încurajat cu anumite, evident, cu anumite interese ascunse, ca și judecătorii să fie obligați să plătească, să răspundă cumva, deși există o astfel de lege, pentru eventualele erori. Bun, dar un funcționar public de ce să nu plătească? Da? Și încă o dată, plătește ceea ce justiția hotărăște. Din nefericire, eu nu știu cazuri în primăria Craiova în care, într-adevăr, să se fi îndreptat împotriva celui care a greșit. Și, repet, mi se pare normal, într-o întreprindere, într-o firmă privată, cel care greșește, inclusiv amenda. Deci, amenda este plătită de persoană, nu este plătită de compania căreia i-a înțeles. Mulțumim mult pentru ideile pe care ni le-ați prezentat, comentariile făcute. Ne bucurăm că avem subiecte pe Craiova și sperăm ele să evolueze pe o cale pozitivă. Până săptămâna viitoare vă urăm toate cele și să vedem cum se vor finaliza cel puțin subiectul ăsta cu termo. Este foarte interesant. El poate fi lărgit, ca să spunem, și către compania de apă, către furnizorul de apă potabilă al orașului. Să vedem ce se va întâmpla. Mulțumim mult, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Până săptămâna viitoare, vreme răcoroasă și dacă plecați în concediu, distracție frumoasă.